Bună ziua și bine ați venit! Stimați invitați, dragi colegi și dragi elevi, pe lângă proiectele anunțate la începutul anului școlar, și anume două proiecte Erasmus și două proiecte prin PNRR, avem un nou proiect. Proiectul împreună zicem Stop Violențe. Acest proiect face parte din programul Împreună Prindem Curaj, inițiat de Ministerul Educației, și considerăm că este binevenit și în colegiul nostru. Felicitări echipei de proiect și la multe alte proiecte înainte. Indiferent de unde venim, indiferent de statutul social, indiferent din ce generație facem parte, trebuie să spunem stop violenței. Aș vrea să vă pun o întrebare. Ce este inteligența? Conform dicționarului limbii române, inteligența este capacitatea individului de a se adapta la împrejurări noi, de a sesiza relațiile esențiale și de a găsi o ieșire dintr-o anumită situație. Cred că stă în inteligența fiecăruia să se comporte frumos și să spună nu violenței. De fiecare dată avem alături de noi sprijinul comunității locale și a Inspectoratului Județean Bacău și alți oameni care pun și depun un efort deosebit pentru înlăturarea violenței. Pentru început, o să dau cuvântul doamnei Inspector General Adjunct, Misăilă Lavinia. Tot din partea oamenilor care fac ceva împotriva violenței, avem alături de noi pe doamna director al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău, Scorțanu Alexandrina. Din partea Centrului Județean de Asistență Psihologică Bacău, avem pe doamna Aprodu Diana. În continuare, așa cum am zis, din partea Inspectoratului Județean Bacău, voi da cuvântul doamnei Inspector General Adjunct, Misăilă Lavinia. Bună ziua tuturor, stimate doamne directoare, stimați invitați, dragi colegi și elevi. În fiecare an, de 30 ianuarie, se sărbătorește Ziua Internațională a Nonviolenței Școlare. Această dată este stabilită din anul 1964 pentru a comemora moartea lui Mahatma Gandhi, părintele independenței Indiei și inițiatorul mișcărilor de revoltă non-violente, a cărui viață a fost dedicată în lupte împotriva violenței. De atunci, ziua de 30 ianuarie este o oportunitate în plus pentru a atrage atenția asupra fenomenului de violență școlară și a promova dragostea universală, non-violența, toleranța și pacea. Violența școlară, sub toate formele ei, limitează dreptul fundamental la educație a zeci de mii de copii români. Aproximativ, unul dintre elevi din lume a fost victima fenomenului de bullying, având consecințe devastatoare asupra procesului educațional, a ratei abandonului școlar, a sănătății fizice și psihice ale elevilor. În România se estimează că aproape jumătate dintre elevi au fost agresați de colegi, cel puțin o dată. Violența, să știți că este o formă a violenței cotidiene și este o problemă globală, nu este un fenomen social nou. Astăzi este mai vizibil datorită mass-mediei. De asemenea, în zilele noastre, școala ca instituție este mult mai transparentă. În contextul cultural și politic european, se acceptă și se promovează ideea că școala trebuie să fie un spațiu privilegiat al securității, liber de conflicte și de manifestări ale violenței școlare. Școala trebuie să fie un spațiu prietenos, nu unul ostil sau amenințător. Interacțiunea individ-mediu școlar are o mare, mare importanță în demersul educativ, iar mediul școlar trebuie să ofere toate condițiile necesare bunei desfășurări ale activităților didactice, astfel încât ambianța educațională din cadrul școlii să fie una propice dezvoltării elevilor. Promovând
curate școlare înseamnă, în primul și în primul rând, prevenirea violenței școlare. Vă știți cu toții, este mult mai ușor să primi un lucru, da, decât să aplici măsuri după ce acesta deja s-a petrecut. Pentru a combate actele de violență la nivelul școlii, este necesară o unitare a cadrelor didactice și a elevilor, o colaborare strânsă a cadrelor didactice cu psihologul școlii, pentru a-i studi acei studiați sprijinul, ori de câte ori este necesar. Sunt convinsă că toate cadrele sunt modele de conduită pentru copii și care sunt acolo ca să adopte întotdeauna măsurile cele mai adecvate, aplicate la fel și cu consecvență în toate cazurile. Din experiența școlii în prevenirea și combaterea fenomenelor de violență, desprinde faptul că strategiile antiviolență, care îi implică și pe elevi, sunt cele care au cele mai bune rezultate. Principalele măsuri de prevenire a fenomenelor de violență ar fi, în primul și în primul rând, respectarea regulamentului de ordine interioară, respectarea cadrelor didactice, importanța și rolul pe care îl au consilierii școlari în prevenirea violenței este extrem de important. Un alt rol important îl au și orele de diligenție, da? Informarea pe care o primiți în timpul orelor de diligenție și, nu în ultimul rând, implicarea elevilor în prevenirea violenței propriu-zise, da? Mai mult de acum de conștientizare a elevilor asupra efectelor negative ale violenței din școli și organizare de întâlniri a autorități locale, întâlniri cu părinții, da, și prin participare la orice fel de proiecte sau programe care se adresează acestei probleme. Noi cu toții să știm că trebuie să conștientizăm că fiecare om este bun la ceva și că nu numai cel care are rezultate bune la școală este cel valoros, iar restul lumii nu mai contează. Pentru asta trebuie să dăm cu toții dovadă de multă, multă toleranță. Toleranța este, presus de toate, să știți, o virtute morală care ne ajută pe noi toți să evităm conflictele din viața de zi cu zi. Pentru că o persoană care nu este tolerantă este dificil să se raporteze la ceilalți, da? Deoarece tot ceea ce caracterizează alte persoane va ajunge să provoace o ciocnire ideologică sau va conduce la interpretări neconforme și incorrecte. Să știți că toleranța se oferă la acțiuni. Se bazează în primul și în primul rând pe respectul față de ceilalți. La tenisul, toleranța de acțiuni înseamnă calitatea celor care poate îndura sau accepta. Știm că este greu, dar să știm că toleranța ar trebui să ne caracterizeze pe toți și ea este o atitudine fundamentală pentru viața în societate. O persoană tolerantă poate avea opinii sau comportamente diferite de mediul social sau de principiile sale morale. Toleranța se bazează în primul rând pe respectul față de ceilalți sau față de ceea ce este diferit de la unul la altul. Acest respect față de ceilalți implică să respectăm ideile celorlalți, practicile, convingerile, chiar dacă acestea nu contrazic cu unii noastre. De aceea este foarte important să fim respectuoși de-a lungul vieții cu cei care au opinii diferite sau noi suntem diferiți față de ei, fără a-i judeca sau fără a răni sentimentele altora. De aceea este important, dragi elevi, să învățăm, să ascultăm opiniile și gândurile
care nu sunt aceleași cu ale noastre și să ajungem la un acord cu colegii noștri în viața de zi cu zi, pornind de la foarte simple, dar de la un show sau de la o activitate, să spunem, poate banală în grupul clasei. Din acest motiv, să știți că exercițiul turnanței a fost întotdeauna considerat o manifestare foarte dificilă a prudenței. Să știți că a fi toleranți este un prim pas în a opri violența în școli, dar este primul pas în a o preveni. Sunt convinsă că toți speakerii sau persoanele invitate la activitatea de astăzi o vină cu multe sfaturi pentru prevenirea și combaterea violenței. De aceea, eu să închei discursul meu aici, urându-vă, mult succes pentru ce v-ați propus. Nu uitați, este un zi de zi mai bun, să fim toleranți și să depunem cu toții eforturi comune, ca școala noastră să fie un mediu prietenos, un timp în care venim cu drag, cu bucuria, pentru a învăța lucruri noi și unde violență nu își are locul. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi pentru sfaturile primite și sper că elevii noștri au auzit tot ceea ce dumneavoastră le-a spus. În continuare, voi da cuvântul doamnei director al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău, Scorțanu Alexandrina. Mulțumesc foarte frumos! Bună ziua tuturor! Eu o să am un discurs așa mai non-formal, așa cum îmi place mie și cum sunt eu. Țin foarte mult să vă felicit cum ați reușit să plotați. Se vede că doamna general adjunct provine din centrul dumneavoastră de acolo, cum a reușit să proteze ziua non-violenței cu debutul acestui proiect și ați transformat acest debut chiar într-un eveniment. Felicitări! Într-adevăr, programul este un program de prevenire a violenței și infracțiunilor în mediul școlar, împreună prindem curaj, este primul program la nivel de țară cu asemenea amploare. La nivelul județului Bacău s-au alocat prin acest program 43.000 de lei și au depus candidatura 18 unități școlare și au fost eligibile doar 11 unități școlare, printre care și școala dumneavoastră. Felicitări în acest sens. Cum spunea și Cătălin Palu, adevăr, agresivitatea este din moment ce mai prezentă în toate mediile. Dar foarte interesant este cum a reușit Ministerul Educației să aducă de la nivel de politici educaționale, pur și simplu, abordarea aceasta, deci nu neapărat abordare, deci au gândit-o la nivel de politic, într-adevăr, foarte bine, dar și prin strategiile eficiente de intervenție la clasă, prin implicarea directă a cadrelor didactice, a elevilor, a familiei și a comunității, tocmai prin acest proiect împună de curaj. Alături de mine o am pe colega mea, Diana, care este coordonatorul acestui proiect la nivelul județului Bacău. Ea, dumnea ei, împreună cu membrul din repartizatul către ISJ Bacău, au depus toate eforturile de a accepta aceste candidaturi, aceste depuneri ale școlilor implicate. Iar tot dumneavoastră se va ocupa în continuare de monitorizare, de coordonare, de sprijinul în derularea acestor activități. Să știți că mai avem acolo două recurse umane extrem de importante și valoroase pentru activitatea noastră, Lidia Cosma, consilier școlar, și Mironca Viera, la fel consilier școlar, niște resurse extrem de valoroase, cu care siguranță faceți lucrurile bine și faceți ca lucrurile să capete sens, nu numai în direcția agresivității și în alte direcții.
Felicitări pentru eveniment, felicitări pentru eveniment și mult succes în implementarea activităților. Mulțumim și noi pentru această colaborare și se vede din start că suntem o echipă și facem împreună cu dumneavoastră o echipă pentru binele elevilor noștri. Mulțumim! În continuare, așa cum a spus și dumneavoastră, coordonatorul acestui proiect este doamna Produviana și îi dăm cuvântul și ei, o rugăm să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua, auziți? Ok. Da, sunt coordonator acestui proiect, sunt unul din membrii echipei de evaluare al, din partea Craiova-Bacău, pentru că Craiova-Bacău a avut rolul de a evalua proiectele depuse de școli în județul Bacău. Cum spunea doamna director, la Craiova s-au depus un număr de 18 proiecte care au fost, și au fost declarate 11. Proiectul depus de colegiul din Craiova, Comănești, a fost evaluat cu un număr de 92 de puncte, trasându-se cumva pe locul jurii. Deci, felicitări cu numele locul obținut. Comisia de evaluare a apreciat felul în care obiectivele sunt atinse prin abilitățile propuse. Felicitări echipei de proiect care a scris proiectul. Mulțumim conducerii școlii și serviciului de contabilitate pentru că au răspuns prezent la provocarea dată de Ministerul Educației în implementarea unui asemenea program. Într-adevăr, comportamente agresive și violente sunt repede mediatizate. Îmi doresc, așa, ca ziariștii să vâneze astfel de activități pe care în astfel de ați făcut în proiect și cumva, pentru că se observă că școala luptă și împotriva violenței, mă luptă să nu aibă loc violența în școală și pentru școala împreună cu cadrele didactice au acest așa rol de a gestiona aceste activități și consilierii școlari vă pot sprijini. Felicitări pentru tot ce faceți și succes mai departe! Mulțumim și noi! Voi da cuvântul doamnei profesor Menușcă Sorina, care este coordonatorul proiectului la nivelul Colegiului Tehnic Dimitrie Mica Comănești. Mulțumesc, doamna director. În primul rând, bună ziua tuturor și bine ați venit la evenimentul de lansare a proiectului Împreună zicem stop violenței. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc pentru prezența tuturor invitaților, care sunt constant o parte activă a comunității școlare de la Colegiul Tehnic Dimitrie Mica și ne susțin în activitățile pe care le desfășurăm în procesul educativ, curricular și extracurricular, ca reprezentanți ai comunității locale și județene, instituționale și civile, astfel încât elevii noștri să facă performanță și mai ales să își dezvolte valorile și atitudinile morale, culturale și sociale, atât de necesare în societatea de astăzi, provocatoare din toate punctele de vedere. Este evident că orice proces formativ are nevoie de resurse umane, materiale și financiare, că implică o evoluție procesuală, un efort individual și colectiv deopotrivă,
Prin urmare, are nevoie de o strategie care să permită atingerea unui scop și să anticipeze, de ce nu, apariția barierelor, precum și mijloacele cele mai potrivite pentru a le depăși. În acest sens, deviza școlii noastre, munca stăruitoare învinge totul, fundamentează misiunea pe care ne-am ales-o și ne-am asumat-o ca instituție de învățământ. În ultimii ani, contextul educațional și social s-a schimbat semnificativ. Concret, populația școlară este numeroasă, eterogenă și provine dintr-o zonă extinsă. Elevii acoperă toate nivelurile de învățământ, preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, provin din medii diverse și foarte mulți dintre ei sunt navetiști. Pe de altă parte, situația socială și economică generată de pandemia din anii anteriori a determinat întoarcerea în țara familiilor, iar copiii crescuți în alte culturi și care au beneficiat de educație în alte sisteme de învățământ trebuie să se adapteze la condițiile din România și de la Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica. Având în vedere aceste condiții, acest concept, începând de astăzi, se derulează proiectul Împreună zicem Stop Violenței. Este un proiect, după cum au precizat și antevorbitorii mei, derulat în cadrul programului Ministerului Educației Împreună Prindem Curaj în perioada ianuarie-iunie 2024 și are ca scop continuarea activităților de prevenire în rândul elevilor prin derularea unor workshop-uri cu profesorii, dar și cu părinții, în calitate de factori umani implicați în procesul educațional. Grupul țintă include 200 de elevi de învățământ liceal, inclusiv profesional, și câte 21 de elevi de învățământ primar, respectiv gimnazial. Ca obiective, echipa de proiect își propune să creeze un climat sigur pentru elevii din colegiul nostru, având în vedere eterogenitatea pe criterii dintre cele mai diverse, vârstă, etnie, religie, rasă sau mediul de proveniență, să îmbunătățească gradul de coeziune între factorii umani implicați în procesul educațional și instituțiile partenere, în vederea susținerii sociale și emoționale a victimelor, ca să gestioneze momentul traumatic și autorilor ca să-și îmbunătățească comportamentul. Al treilea obiectiv important vizează intenția noastră de a dezvolta capacitatea elevilor să raporteze faptele de violență și a martorilor, astfel încât să adopte o atitudine de descurajare a comportamentelor violente. Este evident că se pot spune foarte multe lucruri despre această problematică a violenței, care e definită diferit prin raportare la diverse paliere și zone ale vieții publice, chiar dacă uneori putem să ne prefacem că nu o vedem, ea există, se manifestă în forme diverse și ne afectează pe toți, copiii, elevi și adulți, deopotrivă, motiv pentru care ne-am gândit că, mai ales la școală, este bine să ne informăm despre modalitățile în care putem să recunoaștem violența în toate formele ei, putem să o aducem la cunoștința celor în măsură să o rezolve și, de asemenea, să ne cunoaștem emoțiile, să le gestionăm și să le folosim pentru a rezolva diverse situații. Activitățile, resursele financiare alocate proiectului Împreună zicem Stop Violenței prin Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău, care au fost atrase și din partea agenților economici, ne vor permite să derulăm din ianuarie până în iunie câteva activități. Prima dintre ele, dacă nu ai curaj să vorbești, nu câștigi respect, va consta în workshop-ul susținut de doamna psiholog Elida Ungurean, psiholog Muncian, și mulțumim pentru a prezentă și a venit. Workshop-urile vor implica elevii din grupul țintă, de fapt vor fi sesiuni interactive pe parcursul cărora elevii vor dobândi cunoștințe și abilități de rezolvare a conflictelor
de promovare a cooperării și de prevenire a bullying-ului școlar. A doua activitate, Curajul se învață de la cei mari, ne-am gândit să meargă pe două paliere. Pe de o parte vor fi organizate întâlniri în care elevii de liceu îi vor învăța pe cei mai mici, înscriși în învățământul primar și gimnazial, tehnici de rezolvare asertivă a conflictelor potențiale, potențial apărut în mediul școlar. Și de asemenea, al doilea palier, susținut de profesorul consilier școlar cu părinții elevilor din grupul țintă, cu scopul de a-i determina să conștientizeze cât de important este rolul pe care îl au în educația socială și morală a propriilor copii. A treia activitate, starea de bine cu profesori informați se ține, reprezintă, în fapt, o sesiune de formare a cadrelor didactice implicate în proiect și nu numai, susținută de doamna Irina Șubredu, psiholog, trainer pentru educația adulților. Tema sesiunii va fi starea de bine a celor implicați în actul educațional. Activitatea a patra, încătușăm ușa violenței, destrătușăm curajul de a spune nu. Este o sesiune de informare, va fi o sesiune de informare de tip Q&A, întrebare-răspuns, desfășurată în parteneriat cu IPJ Bacău, compartiment de analiza și prevenirea criminalității. Ne-am gândit că un dialog deschis cu specialiști în domeniul polițienesc vă va ajuta să vă lămuriți multe dintre, să găsiți răspunsuri la multe dintre întrebările pe care vi le-ați spus și pe care ați avut sau nu curajul să le verbalizați în decursul timpului. Cea de-a cincea activitate, Kick-Art are curaj, reprezintă un concurs de desene, postere, afișe pe tema manifest artistic împotriva violenței și se va desfășura la Colegiul Tehnic Dimitrie Ica în perioada 27 mai 14 iulie 2024. Scopul activității este acela de a valorifica contextul cultural-educațional în vederea prevenirii comportamentelor agresive, a faptelor de violență, iar obiectivul este de a-i determina atât pe ele, cât și pe părinți și pe profesori să conștientizeze riscurile violenței verbale, fizice și psihologice. Nu în ultimul rând, țin să subliniez faptul că, dincolo de scopul principal al acestui proiect, ne propunem să promovăm interpretarea creativă, diversă și liberă a temei. Voi spicui câteva dintre rezultatele pe care așteptăm să le obținem în urma desfășurării proiectului, și anume crearea unui mediu școlar prietenos, din ce în ce mai prietenos, reducerea cu un procent semnificativ a cazurilor de bullying și violență de orice tip la Colegiul Ica, organizarea unei expoziții de postere și picturi cu mesaje antiviolență, activități derulate până la finalul anului școlar în colaborare cu Consiliul Școlar al Elevilor și, de asemenea, postări cu mesaje antiviolență pe pagina de Facebook a Consiliului Școlar al Elevilor. Încă o dată vă mulțumesc tuturor pentru prezență, vă urez succes în derularea tuturor activităților și contați pe noi, pentru că noi suntem aici să vă ajutăm și să ne ajutăm.